Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural al lunii aprilie, în cadrul căreia trei instituții deconcentrate și-au prezentat raportul de activitate în fața prefectului județului Mehedinți, Alin Isuf. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural al lunii aprilie au fost discutate câteva aspecte importante prezentate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru siguranța alimentelor mehedinți cu ocazia sărbătorilor pascale. În scopul prevenirii toxinfecțiilor alimentare în perioada sărbătorilor, când în mod tradițional consumul unor cantități de alimente de origine animală crește considerabil, Direcția Sanitară Veterinară și pentru siguranța alimentelor mehedinți a intensificat acțiunile de supraveghere sanitară veterinară în perioada 28-3-2023, 15-4-2023. Măsurile care sunt luate de SV asupra produselor de origine animală. Și aici avem referitor la ouă și produsele destinate consumului uman. Producătorii și comercianții care valorifică ouă pentru consumul uman, fermele și centrele de ambalare ouă trebuie supuse autorizării înregistrării sanitar veterinare. De asemenea, transportul ouălor trebuie efectuat numai în mijloace autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga perioadă a depozitării și comercializării acestora trebuie asigurate condiții de temperatură și igienă. Ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului și să provină din centre de ambalare ouă autorizate sanitar veterinar. De asemenea, ouăle care prezintă neconformități, având coaja crăpată sau lovită, vor fi retase de la comercializare și vor fi dirijate către o unitate de neutralizare. De asemenea, în cadrul ședinței de Colegiu Prefectural, Garda de Mediu și-a prezentat raportul de activitate și a subliniat buna colaborare cu instituțiile competente, jandarmeria și poliția. Având în vedere situația operativă înregistrată la nivelul județului Mehedinți, privind fapte ilegale în domeniul deșeurilor, Comisarul Gărzii de Mediu, în colaborare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, au organizat în anul 2022 acțiuni pentru verificarea legalității activităților de transport ilegal cu deșeuri provenite din construcții, deșeuri feroase și neferoase, haine uzate, anverope și pentru identificarea amplasamentelor unde se desfășoară activități ilegale de dezmembrare vehicule scoase din uz, incendieri de deșeuri. Acțiunile au vizat protejarea calității sănătății umane, a factorilor de mediu, precum și combaterea faptelor legale de recolectare, transport și eliminare deșeuri în spații neautorizate, inclusiv modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile economice și asigurarea unor condiții de piață corecte prin eliminarea acestor activități ilegale. Totodată s-a urmărit impunerea respectării normelor legale care reglementează protecția mediului, activitatea de transport deșeuri periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, asigurarea conformării cu prevederile regulamentului 1013/2006 privind transferul de deșeuri, regimul deșeurilor, modalitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz. Un alt subiect important abordat în cadrul ședinței a fost prezentat de către Casa Județeană de Pensii Mehedinți și anume criteriile de acordare și modul de rezolvare al cererilor de alocare a biletelor de tratament. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită biletele de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obținut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte, raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existența unei afecțiuni medicale, care să necesite tratament balnear în conformitate cu prevederile legale. Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii proporțional cu numărul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale cu respectarea prevederilor legale în vigoare. După repartizarea biletelor gratuite și celor aflate la dispoziția conducerii, biletele rămase se repartizează pe serii, stațiuni și unități de tratament pensionarilor și asiguraților sistemului public de pensii, cel puțin 80% pentru pensionari și până la 20% pentru asigurați. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, un om implicat în comunitate, a ascultat raporturile de activitate și acolo unde a fost cazul, a adresat întrebări suplimentare pentru a simplifica informațiile pentru cetățeni și totodată le-a urat sărbători fericite. Doresc să vă urez tuturor colegilor dumneavoastră din cadrul instituțiilor pe care le conduceți, familiilor dumneavoastră, tuturor celor dragi, multă sănătate, sărbători pascale liniștite,
și probabil să ne vedem cu bine după aceste sărbători. Buna colaborare dintre instituții este necesară, totul fiind în sprijinul cetățeanului.